Salutare tuturor! Bine v-am regăsit! Iată, aceasta este masa mea de lucru și vedeți în acest moment în cadru aceste bonboniere, aceste suporturi pe care eu le-am lucrat cu drag pentru a le oferi cadou cu ocazia sărbătorilor de Crăciun, rudelor și prietenilor și o să le pun într-o folie, le-am umplut cu bomboane, mai am foarte multe de lucrat, urmează în cursul acestei zile. Am vrut să vă arăt așa pe scurt, aici am o tăviță. Am început deja să lucrez niște iepurași pe inel și ați văzut că am pus recent tutorial cu păpușica Clementina și v-am arătat cum se face părul și rămăsese să vă arăt după ce măsuri mă ghidez eu atunci când croșetez rochițe la aceste jucării. Vreau să-i fac două rochițe, una am început-o și vreau să folosesc un alt fir pentru a-i face o rochiță de schimb. O să încep cu un prim rând cu piciorușe duble, le lucrez din prima. Ca să știți cum puteți face acest lucru, o să vă pun în colțul de sus din dreapta linkul în care eu arăt cum puteți să croșetați din prima piciorușe duble. Să săriți peste acel lanț de ochiuri, este mult mai simplu pentru a lua măsura corectă. Și voi face un prim rând cu piciorușe duble și uitați exact așa mă ghidez, voi pune acel lanț de jur împrejur ca să știu care este măsura corectă. Realizez o buclă, o pun pe croșetă și voi face din prima piciorușe duble. Încep cu 4 ochiuri de lanț, jeteu și în primul ochi introduc croșeta, trag firul, îl trag prin primul și apoi jeteu prin primele două, jeteu prin următoarele două. Urmăriți în detaliu tutorialul în care vă arăt cum se fac aceste piciorușe duble din prima. Este mult mai ușor și vă salvează de un mare stres. Am croșetat 22 de piciorușe duble și uitați, iau măsura, este perfect pentru primul rând. La acest fir aici am folosit la rochiță Catania, am început cu 25 de piciorușe duble, de aceea nu este o regulă, depinde de numărul croșetei pe care o folosiți și de firul utilizat și cel mai bine luați această măsură. Începeți din prima cu piciorușe duble, iar acum la următorul rând ne uităm, va trebui să croșetăm 1, 2, 3, 4 piciorușe duble și să realizăm deschizătura prin care vom introduce mâna. Trei ochiuri de lanț. Așa începem întotdeauna rândul când lucrăm cu piciorușe duble, pentru că acestea țin locul unui picioruș dublu, în al doilea ochi picioruș dublu, în al treilea picioruș dublu, în al patrulea picioruș dublu, croșetăm 5 ochiuri, sărim următoarele 3 ochiuri, 1, 2, 3, în al patrulea picioruș dublu. Deci avem 4 piciorușe duble, am sărit ochiurile aferente următoarelor 3 piciorușe duble, asta înseamnă în total 7. Luăm un marcator și numărăm și în partea aceasta.
un ochi, al doilea, al treilea, al patrulea, al cincilea, al șaselea, al șaptelea. Și exact aici, în numărul 8, vom pune marcatorul, pentru că va trebui să creăm spațiul pentru cea de-a doua mână. Și dacă aici am început cu 4 piciorușe duble și sărim următoarele 3 ochiuri, la fel va trebui să avem și în partea aceasta. Deci câte un picioruș dublu până când ajungem la marcator. Eu așa fac întotdeauna și este foarte simplu. Mereu îmi reușește. Scoatem marcatorul, picioruș dublu, mai avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, este bine, 5 ochiuri de lanț, sărim cum am făcut și în prima parte următoarele 3 ochiuri, 1, 2, 3, în al patrulea, picioruș dublu. Și ar trebui să mai facem câte un picioruș dublu în ultimele 3 ochiuri. Picioruș dublu, picioruș dublu și mare atenție, rândul anterior l-am început cu 3 ochiuri de lanț, acelea țin locul unui picioruș dublu și vom face ultimul picioruș dublu în cel de-al treilea ochi de sus. Începătorii ratează acest ochi și lucrul se îngustează. Și facem și o probă. Să vedem dacă îi vine bine. Perfect. Și continuăm. Începem cel de-al treilea rând. Trei ochiuri de lanț, acestea țin locul unui picioruș dublu. În al doilea ochi, picioruș dublu, în al treilea, picioruș dublu, în al patrulea, picioruș dublu și unde avem cele 5 ochiuri de lanț, voi face 5 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4, continui cu câte un picioruș dublu în fiecare ochi până când ajung la următorul lanț de 5 ochiuri și voi croșeta din nou 5 piciorușe duble. Am ajuns la acel lanț, 5 piciorușe duble. Și mai am 4 piciorușe duble pe rândul anterior, câte un picioruș dublu în fiecare ochi. Vă sfătuiesc să probați atunci când croșetați și să vă notați. Ia să probăm. Este bine. Ia uitați, trunchiul păpușii mele începe să fie mai lat de aici. Asta înseamnă că va trebui să cresc. Da? Și o voi face odată la 4 ochiuri pentru următorul rând. În funcție de ce păpușică aveți, aproximați astfel încât să vă vină bine rochița. 3 ochiuri de lanț, acestea țin locul unui picioruș dublu, în al doilea picioruș dublu, în al treilea picioruș dublu și în al patrulea voi crește. 2 piciorușe duble.
și repet. În primul, picioruș dublu, în al doilea, picioruș dublu, în al treilea, picioruș dublu, în al patrulea, două piciorușe duble cresc odată la patru ochiuri și așa o să fac până la sfârșitul rândului. Am terminat rândul și voi proba, cred că pentru ultima dată. Îi vine foarte bine. Voi mai crește un singur rând ca să nu fie rochița chiar foarte mulată. Voi crește odată la 5 ochiuri. După care voi merge constant, cred că undeva până la această lungime și voi face un model. După ce ajung la lățimea dorită și nu va mai trebui să cresc, număr ochiurile și mă gândesc ce model vreau să aplic. Dacă modelul respectiv necesită un multiplu de 12 ochiuri, ajustez, cresc astfel încât să am multiplu de 12 ochiuri. Deci încep rândul cu 3 ochiuri de lanț, acestea țin locul unui picioruș dublu, în al doilea picioruș dublu, în al treilea picioruș dublu, în al patrulea picioruș dublu și în al cincilea două piciorușe duble. 1, 2, 3, 4, 5. În funcție de ce păpușică aveți, probați și aproximați așa din ochi cam de câte piciorușe duble ar mai fi nevoie. Dacă vreți rochița să fie mai creață sau mai mulată, este foarte simplu. Această modalitate nu va da greș, vă asigur. Dacă probați primele rânduri, când lucrați primele rânduri. Am terminat și acest rând, este rândul numărul 1, 2, 3, 4, 5. Probăm. Și, într-adevăr, acum vine perfect. Voi număra câte piciorușe duble am la acest rând. Am numărat, am 38 de piciorușe duble. În partea de jos vreau să aplic un model care necesită un multiplu de 12 ochiuri și fac un calcul rapid. 12 înmulțit cu 3, 36, asta înseamnă că am 2 ochiuri în plus. Nu este absolut nicio problemă, pentru că atunci când voi începe modelul, va trebui să ajustez puțin. Încep modelul cu un piciorul simplu și voi sări următoarele 3 ochiuri și de fapt voi sări 4 ochiuri, da, atât la început cât și la sfârșit și rezolv. Deci faceți mici artificii. Dacă era să avem mai multe ochiuri, atunci ajustam astfel încât să repet modelul de 4 ori. Dar acum de la 38 până la 48 sunt 10 ochiuri și ar veni mult prea larg și nu-mi place, așa că voi lăsa exact așa. Această rochiță poate fi transformată și în salopetă. Ajung cu lucrul în acest punct, iar apoi împart. Adică o jumătate rămâne pentru acest picioruș și formez cracul și cealaltă jumătate pentru cel de-al doilea picioruș. După ce croșetez primul crac, taiața și mă prind la mijloc și îl fac pe cel de-al doilea. Este foarte simplu. Începeți astfel și puteți să faceți și rochițe și salopete. Este cea mai simplă metodă care nu dă greș. Eu o să continui și o să lucrez cele două rochițe. O să vă fac poză și o să vă pun pe pagina mea de Facebook
tutoriale de croșetat și de tricotat și dacă vreți să lucrați și nu vă descurcați, puteți să-mi trimiteți mesaj în privat și vă răspund cu mare drag. Eu vă mulțumesc din suflet pentru vizionare. Vă sunt recunoscătoare atunci când comentați, ați văzut, vă răspund imediat, îmi face o deosebită plăcere să citesc ceea ce îmi trimiteți, mai ales atunci când lucrați urmând tutorialele mele și am atașați în privat pe pagina de Facebook, pentru că avem acolo această posibilitate și sunt foarte bucuroasă pentru că vă sunt de folos. Încă o dată vă mulțumesc și pentru acele distribuiri pe pagina voastră și în grupurile unde vi se permite acest lucru.